aceste zodii vor fi trase în vârtejul banilor la sfârșitul iernii 2022. Am făcut o prognoză financiară pentru semnele zodiacului, care la sfârșitul iernii 2022 vor avea un progres financiar. Februarie este o lună grozavă pentru acțiuni financiare, iar pentru multe semne ale zodiacului va prezenta o îmbunătățire a stării financiare. Taur. Taurii au toate elementele și o minte ascuțită pentru afaceri de succes, dar le lipsește perseverența și răbdarea. Oamenii din acest semn pot renunța la afaceri în mijlocul drumului. Dacă vă concentrați asupra obiectivelor voastre, dați dovadă de perseverență, concentrare și muncă asiduă, iar astfel la sfârșitul iernii taurul se va aștepta la un succes uluitor. Este necesar să renunțați la plăcerile și mofturile obișnuite pentru a acumula capital financiar. De asemenea, în această perioadă trebuie să vă refaceți cercul social și să vă tratați mai atent partenerii și echipa. Este posibil ca neatenția și irresponsabilitatea unuia dintre ei să ducă la pierderi grave. Prin urmare, totul trebuie controlat și luat în propriile mâini. Și universul va răsplăti cu siguranță astfel de eforturi. Fecioară. Potrivit statisticilor, printre fecioare se află cei mai mulți milionari. Și acest lucru nu este surprinzător. Oamenii din această zodie sunt extrem de raționali, gospodari, atenți și sistematici. Fecioarele văd întotdeauna beneficiile în orice, având grijă de bunăstarea lor. Ele negociază, economisesc și câștigă cu pricepere, bazându-se întotdeauna doar pe propriile forțe. Fecioarelor nu le place luxul și luciul excesiv. Ele trăiesc întotdeauna în limitele posibilităților lor. În a doua jumătate a lunii februarie, fecioara se va aștepta la succes în toate eforturile. Sfârșitul iernii este momentul perfect pentru a lansa noi proiecte și a investi. Săgetător. Săgetătorii au calități născute ale oamenilor de afaceri de succes. Pentru proprietarii semnului de foc, finanțele sunt un instrument pentru a-și atinge propriile obiective și dorințe. Săgetătorii nu au niciodată bani în plus, pun totul în circulație. Chiar și în situații de criză, aceștia profită de afacerile lor. Și sfârșitul iernii 2022 nu va face excepție. Se recomandă să le faceți un cadou scump celor dragi, mulțumind astfel universului pentru norocul și succesul vostru financiar. Vărsător. Succesul financiar și material al vărsătorului va depinde de prietenia și sociabilitatea sa, deoarece succesul și banii vin la reprezentanții acestei constelații tocmai prin cei din jur. La sfârșitul iernii, vărsătorul va fi cel mai bun și va fi cu condiția să învețe să negocieze, să atenueze conflictele, să construiască relații de afaceri și să fie prietenos. În caz contrar, vărsătorul se va epuiza în mediul financiar. În această perioadă, în viața lui va apărea un ghid uman care va extinde cunoștința materială. Datorită unei noi gândiri, finanțele vor curge către vărsător ca un râu. Trebuie doar să nu fiți împrăștiați pe fleacuri și să vă concentrați asupra obiectivelor globale. Pești. În februarie, peștii se așteaptă la perspective financiare uimitoare. În punerea în aplicare a planurilor și proiectelor vor ajuta oamenii din jur. Peștii, în această perioadă, pot aștepta noi progrese în carieră. Reprezentanții acestei constelații așteaptă noi proiecte promițătoare, care vor aduce profituri nebunești. Principalul lucru este să nu vă fie frică și să arătați hotărâre,